Hai să-ți arăt cum să faci cele mai gustoase vinete. Avem vinete coapte și curățate deja. Le băgăm să le tocăm. Acum o să punem vinetele într-un bol. Avem nevoie de două cepe pe care le tocăm mărunt. Adăugăm ceapa, sare, amestecăm, vom folosi și lămâie și adăugăm maioneză făcută de casă.